Textul nostru în această seară is Predica de pe munte. Deschideți, vă rog, Matei 5, de la 1 la 10. Matei 5, de la 1 la 10. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Undeva înainte de sărbătorile de iarnă, înainte de sărbătoarea nașterii Mântuitorului, am avut două lecții din acest serial și o să încercăm să avem continuitate și să ajungem, dacă se poate, la fiecare din aceste fericiri. O foarte, foarte scurtă recapitulare. Vă amintiți conceptul esențial la ferice de cei care sunt săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Nu este vorba de cei săraci cu Duhul, ci conceptul era foarte simplu și clar. Cei care înțeleg să depindă total de Dumnezeu. Cei care înțeleg că nu se poate nimic fără Dumnezeu și care nu doar că îl implică pe Dumnezeu în viața lor din când în când și atunci când au nevoie, ci cei care înțeleg că totul este prin El, cu El și pentru El. Apoi la ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, sublinierea a fost nu pe cele nouă termene sau termeni în Noul Testament pentru plâns, ci despre plânsul pocăinței, despre acel plâns care ne duce în prezența lui Dumnezeu și care ne dă șansa să ne întoarcem, ne dă șansa unei vieți transformate. David a scris un psalm când s-a pocăit. Știți care a fost psalmul acela? Știe cineva? 51. Yes, frate Pavel. Psalmul 51 este psalmul clasic, psalmul celebru, psalmul pocăinței. Și în psalmul acela David nu spune doar natura mea e păcătoasă, Doamne. Mama mea m-a zămislit în păcat. Sunt născut în păcat. Așa e firea noastră. Așa e natura noastră. Nu spune numai atât. Mai spune ceva. Îmi cunosc bine, Doamne, îmi cunosc bine fără de legea. Și știu ce damage face acest păcat al meu. Că a întrerupt relația între noi. Numai împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Și este acolo în Psalmul 51 un cuvânt cheie care se repetă mereu. Spală-mă, șterge-mi fără de legea, curăță-mă.
Spală-mă, Doamne, folosește ce vrei Tu, isopul folosește-l, folosește orice ingrediente. Noi acum, în perspectiva Noului Testament și în perspectiva lui Hristos, înțelegem că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și mereu trăiește cu dorința aceasta, spală-mă, Doamne, curăță-mă, albește-mă, să fiu curat. Se oprește acolo? Nu se oprește acolo. Ce spune el? Vreau, așa cum vrei tu, ca adevărul să locuiască în adâncul inimii, în fundul inimii. Acolo, adică adânc de tot. Doamne, tot așa te rog, adânc de tot. Zidește în mine o inimă curată, un duh nou și statornic. Transformă-mă. Și totul începe cu aceste lacrimi ale pocăinței. Cu aceste lacrimi ale pocăinței care îți spală ochii, care îți spală sufletul ca să-L vezi pe Hristos, Mântuitorul. În seara aceasta, fericirea de care ne ocupăm se numește ferice de cei blânzi. Asta este tema, acesta este titlul. Dacă trebuie să punem un titlu, e foarte simplu și ușor. Ferice de cei blânzi. Că cei vor moșteni pământul. Ne aflăm la începutul misiunii Domnului Iisus Hristos. Ne aflăm în debutul predicilor Lui, a minunilor Lui, crește în popularitate lucrarea Lui, slujirea Lui și locul unde a slujit foarte mult a fost în zona și în bazinul Mării Galilei, în satele din prejur, sate pescărești, Horazin, Capernaum, Betsaida, toate satele acelea din prejur și în zona aceea, într-un podiș, în zona Capernaumului, este locul acesta despre care cei mai mulți sunt de părere că acolo s-a adunat cu mulțimile, s-au adunat oamenii ca să asculte și acolo s-a ținut cuvântarea aceasta celebră, Marea Carte, Magna Carta a Împărăției lui Dumnezeu. Și sigur, în mintea galileanului, știți, galileenii nu erau niște oameni ca oricare, erau niște oameni foarte deschiși. Nu întâmplător Domnul Iisus acolo a început și acolo și-a așezat baza misionară. Pentru că oamenii ăștia din start erau oameni mai deschiși decât ceilalți, mai deschiși decât cei din Iudeea și cei din zona Ierusalimului. În partea aceasta de nord, în partea aceasta a Galileii, era și denumită zona aceasta, Galileea neamurilor. Erau mai liberi în gândire și mai revoluționari, dacă vreți. Dacă vrei să pornești o revoluție, mai ușor o porneai de acolo decât să o pornești din Ierusalim. Toți erau interesați de împărăție. Când începe, când îi scoate afară pe romani, când curăță țara, când se instalează din nou împărăția davidică și toate promisiunile Vechiului Testament. Și toți erau foarte interesați. O, vorbește de împărăție, gata, ochi și urechi. Să fim atenți ce spune, cine intră, cine are dreptul, ce poziții oferă, ce va face acest împărat și cu această împărăție. Și când începe să vorbească despre împărăție, îi pune foarte serios pe gânduri pe toți, pentru că iată cum începe. Ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Împărăția. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Și cred că erau acolo revoluționari care își strângeau mâna pe pumnal și erau gata de război, erau gata de revoltă, erau gata de revoluție, dacă vreți. Și la ăștia să le spui, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați.
ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu, să mergi să faci pace, să mergi să te împaci, să mergi să ierzi, să mergi să rezolvi, să construiești un pod și nu un zid, dacă există un zid să-l dărâmi, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Și cred că audiența a avut probleme foarte serioase să înțeleagă. Ce vorbește omul ăsta? Despre ce vorbește? Nu mai spun cât de greu le-a fost fariseilor și cărturarilor și teologilor, oamenilor religioși, ca să priceapă aceste lucruri. Vedeți, nu avem, din păcate, 2000 de ani mai târziu. Dar îmi pare rău să spun, nu chiar avem mentalitatea împărăției lui Dumnezeu. Gândiți-vă puțin, la felul cum suntem noi, la capitolul blândețe, la capitolul iertare, la capitolul împăcare, la capitolul flămând și însetat după neprihănire, la capitolul dependență totală de Dumnezeu. Și au trecut ani buni. De atunci și încă creștinii au probleme de a înțelege această gândire, acest fel de a fi a împărăției lui Dumnezeu. Toți sunt interesați de power game, toți sunt interesați de agenda lor, de planul lor. Lumea aceasta nu are loc pentru cei blânzi, nu are loc pentru cei buni, nu are loc pentru cei miloși. E o luptă teribilă pentru a supraviețui, pentru a rezolva, pentru a ajunge, pentru a obține. Cineva a spus foarte bine, în aul Sedis, în loc și în românește și în engleză, nu lupta cu un porc, amândoi vă veți murdări, diferența care este? Porcului îi place. Never wrestle with a pig. You will both get dirty. But the pig likes it. Și în contextul ăsta, când lumea este rea, lumea este răzbunătoare, lumea este violentă, lumea trăiește sub imperiul fricii, vine împărăția lui Dumnezeu și vine și spune dintr-o dată, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni țara, vor moșteni pământul. De obicei, lecțiunea noastră din fericiri o împărțim în trei concepte. Definim termenii, definim acest principiu, apoi ilustrăm principiul biblic și în al treilea rând îl aplicăm sau vorbim despre practicarea lui sau aplicarea lui. Haideți să vedem la definirea principiului sau la definirea termenilor ce putem afla. Sigur că în lumea din jur, în lumea din afara împărăției lui Dumnezeu, cei blânzi sunt mai degrabă labeled, sunt etichetați ca și oameni slabi de îngeri sau oameni fără coloană. Să nu mai spun cum zice românul de la țară. E cam bleg, săracul. În loc să-i spună că e blând, îi zice altfel. Și dicționarul de cuvinte nu e foarte generos în privința asta și nu înțelege conceptul împărăției lui Dumnezeu, împărăției lui Hristos, n-are cum să înțeleagă, lumea n-are cum să înțeleagă. Zice, a fi mic sau blând înseamnă deficient in courage. Să ai o deficiență de curaj, să fii lipsit de curaj, n-ai curaj. Și ești timid, ești blând, ești tăcut, ești introverted. No, that's not what Jesus is teaching here. Nu asta învață Domnul Iisus Hristos aici. În limba originală, termenul este praus
sau praotes, care se traduce cu puterea, blândețea înseamnă puterea ținută sub control. Ai putere, dar ai puterea să o ții sub control. Ai puterea să te ții pe tine sub control. Și în trei direcții merge acest termen, praus sau praotes. Înseamnă medicament liniștitor, calmant, înseamnă adiere liniștită, boare de vară, caldă, plăcută, și mai ales înseamnă a îmblânzi și a stăpâni un animal sălbatic. Ăsta este sensul lui praotes, al lui praus, adică blând. Un medicament liniștitor, un medicament calmant. Vorbeam joi seara despre confruntare. Nimănui nu-i place confruntarea. Nimeni nu vrea să ajungă la confruntare. Pentru că, din start, conotația acestui concept, acestui termen, este una negativă. Oh, mă confrunt cu el. E ca și cum mă duc în ring cu el. Ne boxăm să vedem cine e mai tare. Nu! Matei 18 nu spune asta. Zice, ai ceva împotriva fratelui tău, împotriva aproapelui tău, mustră-l între tine și el. Dacă te ascultă, deci fii atent, nu trebuie să zbieri, nu trebuie să urli, nu trebuie să jignești, trebuie să vorbești în așa fel încât să te asculte. Și Domnul Iisus spune, zice, știi care e obiectivul acestei confruntări? Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Vedeți, în confruntare este nevoie de acest medicament, este nevoie de acest calmant. Confruntarea nu se poate face fără acest mod de blândețe, fără acest mod de finețe, de înțelegere, de bunătate, de dragoste. Îl confrunți în adevăr și în dragoste. Tema noastră din Ioan, cu care ne ocupăm de ceva timp, este că cel credincios umblă în adevăr și în dragoste. Și Ioan așa le vede, ca și cum dragostea și adevărul sunt frați gemeni. Dacă ar fi să luăm ca imagine, ca metaforă, sunt frați gemeni. Și nu merg nicăieri singuri, merg împreună. Adevărul nu lucrează fără dragoste, dragostea nu lucrează fără adevăr. Dar blândețea, în termenii predicii de pe munte, în termenul lui praotes, înseamnă un medicament liniștitor, calmant. Mai înseamnă o adiere liniștită, o boare caldă de vânt. În prezența celui blând, în prezența celui smerit, în prezența celui care îl are pe Hristos în inimă, simți această adiere. Simți această adiere. Nu simți pânza abrazivă de cum îi zice românește, șmirghel. Copiii noștri nu știu ce e șmirghel. You know? Of course. Yeah. Pânza aia abrazivă, you know? De freacă. Lasă că îl curăț eu acum, îl curăț. Îl iau la o întâlnire și îl curăț și dai cu pânza aia și iese de acolo cu un rush și cu o iritație din aceea care n-are nimic de a face cu blândețea de care vorbește Hristos. Adică confruntarea nu înseamnă răutate, răzbunare, condamnare, las că îi spun eu. Nu știu ce îi spui, dar Domnul Iisus zice așa, spune-i ca să te asculte și spune-i ca să-L câștigi. Atunci ai făcut un good job în confruntare. Mai ales, al treilea lucru în definirea termenului, a îmblânzi sau a stăpâni un animal sălbatic. Un leu,
Când te duci la circ să vezi ce se poate face cu un leu sau cu un leopard sau cu un animal sălbatic, periculos și totuși dresat, zicem noi, îmblânzit, calmat. Sau ce greu este să pui frâu, să pui căpăstrul, să pui șaua pe un roib din acela sălbatic și să încerci să-l îmblânzești. Și de aceea îmblânzirea aceasta se face prin zdrobire. Se face, you have to break him. Pentru că atunci când suntem out of control, suntem foarte periculoși. Și facem a lot of damage. Dar blândețea în termenii predicii de pe munte înseamnă puterea ținută sub control. Sau mai degrabă, puterea ținută sub controlul stăpânului. Cineva te stăpânește, cineva te controlează. Cineva are puterea asupra ta și nu îți dai drumul, nu te dezlănțui, nu te manifesti cum vrei și cum îți place. Ai putere, ai autoritatea, ai the boldness și curajul, dar a fi blând înseamnă că Duhul Sfânt are dreptul asupra ta și Dumnezeu are dreptul asupra ta să controleze această putere, această energie uriașă care o ai în ființa ta. Vedeți, Samson a omorât leul și într-un leu din acesta mort, sigur că e foarte fain să găsești miere și poți să găsești miere. Dar a fost un leu pe care Samson nu l-a putut omorâ și nu l-a putut birui. Știți care a fost? Leul. Numai prima literă trebuie să o tai. Numai prima literă trebuie să o pui deoparte și afli cel mai fioros leu cu care toți avem de luptat. Adică eul nostru. Eul nostru. Un mare filozof din antichitate, Aristotel, spune că praos, această noțiune de blândețe, este linia de mijloc între orgilotes și orgesia. Acum deja vă speriu cu atâtea cuvinte, dar e important pentru că greaca e ca farmacia. Fratele John Putt ne-ar putea spune ce înseamnă asta. Adică e foarte precisă, e pe doze exacte, pe chestiuni foarte, foarte tehnice. Anume, orgilotes înseamnă prea multă mânie și orgesia înseamnă prea puțină mânie. Și Aristotel, ca filozof, n-a putut să înțeleagă și a zis, ce să fie acest praos, ce să fie? Probabil că e linia de mijloc. E undeva la mijloc, când nu e nici prea multă mânie, nu e nici prea puțină mânie. E numai exact cât trebuie. Și bine spune Apostolul Pavel, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. E foarte greu. Pentru că linia asta e foarte subțire. Pentru că atunci când oamenii sunt out of control, sunt ca un uragan care distruge. Și medicamentul, dacă îl iei în doze mari, ce face? Te omoară. Te otrăvește. Ăla care îți face bine în doza prescrisă, în doză mică, în doza care îți trebuie, dacă o iei în cantități prea mari, te distruge. Și să știți că the power game a distrus foarte mulți oameni, oameni mari, oameni cu un capital și cu un potențial uriaș. Dar pentru că i-a prins această infatuare cu puterea și n-au putut să controleze, să aibă blândețea asta de care vorbește Domnul Iisus, pur și simplu s-au autodistrus. Pentru că in the power game it's very difficult, it's very dangerous. Adică, ce este asta? Este încăpățânarea de a demonstra că am dreptate. Încăpățânarea de a nu mă lăsa. Nu mă las.
Îi demonstrez, îi arăt. Și Domnul zice, da, vrei să-i arăți? Vrei să demonstrezi? Ce o să-i demonstrezi? Și după aia te dezlănțui ca un uragan. Și în loc de adiere de vânt, boare caldă, briză plăcută de ocean, vii ca un uragan. Simte pânza abrazivă și simte toată atingerea. Haideți să ilustrăm principiul acesta. Hai să vedem cum se ilustrează el. Textul celebru este Matei 11 cu 29, Domnul nostru Iisus Hristos. Ce a spus? Învățați de la mine, căci eu sunt blând, eu sunt praotes, eu sunt blând și smerit cu inima. Când vin cei smeriți, când vin cei pocăiți, când vin cei blânzi, simți așa că trece pe lângă tine o adiere, o boare. Simt că îți dă un medicament calmant, că te liniștește. Oamenii ăștia nu sunt blegi. Oamenii ăștia nu sunt lipsiți de putere, lipsiți de autoritate. Oamenii ăștia sunt stăpâniți de cineva și controlați de cineva și Duhul Sfânt asupra vieții lor și a puterii lor și a manifestării lor are toată autoritatea. Sigur că a fost blând și smerit cu cei zdrobiți, cu cei săraci, cu cei necăjiți. Dar ce ziceți de cei religioși? Ia vedeți Matei 23. Să vedeți acolo că sunt nici mai mult, nici mai puțin de 8 vaiuri. Vai de voi, cărturari și farisei! Dar vorbește frumos cu ei, vorbește cu blândețe cu ei. What? Fățarnici! Orbi! De 4 ori le zice, sunteți niște orbi! And then you say, come on, Jesus, where is your meekness? Unde-i blândețea? Ce s-a întâmplat cu adierea de vânt? Ce s-a întâmplat cu medicamentul care calmează? Ce s-a întâmplat cu a păstra sub control puterea? Really? No. Nu este nici mai puțină, nici mai multă, este numai cât trebuie. Dar secretul care este, este că e controlată de Duhul Sfânt, e controlată de Dumnezeu. Aici e tot secretul. Marcu 3 cu 5 zice că și-a rotit privirile peste ei, mai ales peste farisei, peste cărturari, că ziceau, acum iară face o minune în ziua sabatului, acum iară vrea să vindece în ziua sabatului, n-are timp când să vindece în alte zile, ne strică legile, ne strică tradiția, ne strică religia noastră, ce face omul ăsta? Și Marcu ne spune foarte clar, pentru că Marcu de fapt e narațiunea lui Petru, 3 cu 5, zice, Domnul Iisus și-a rotit privirile cu mânie peste ei, și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului cu mâna uscată, întindeți mâna! You see? Și-a întins, și-a rotit privirea cu mânie. Adică puterea era ținută sub control. Dar Petru ne spune, și Marcu scrie, era supărat, era necăjit. Dacă vreți, era mânios. Nu era o mânie care să-l ducă la păcat, era o mânie sfântă. Era mânios pentru împietrirea oamenilor și pentru răutatea oamenilor și pentru lipsa de iubire a oamenilor. Ia vedeți Ioan 2 și Luca 19, sunt două relatări când s-a dus la templu. În prima parte a misiunii lui s-a dus la templu, la începutul slujirii, la începutul lucrării lui mesianice și apoi, sigur, în ultima săptămână de viață, când a intrat în Ierusalim și nu s-a oprit până la templu și ce a făcut? A luat? Cum zice Brother John? Frate cui? Scorbaciu. Scorbaciu. I know you don't know what scorbaciu is, I know. I know. Dacă spun biciu, tinerii o să se cotească, o să zică, what is he talking about? What is he saying?
You see? Yeah. Și a făcut așa, din piele, din ce și l-o fi făcut și le-a răsturnat mesele. I-a dat afară. Era praotes? Ia, era praotes. Oh, era praotes. Era blând și smerit cu inima. Dar puterea era ținută sub control, sub autoritate. Ce ziceți când a spus în Ghețimani 18:6? Pe cine căutați? Pe Iisus îl căutam. Și a zis, eu? Eu sunt. Și așa un cuvânt și așa o autoritate încât au căzut la pământ. Au căzut la pământ. Cel mai blând oamen, cel mai blând dintre oameni. You see? Ce spune Proverbe 25:28? Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Proverbe 16:32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cel care cucerește cetăți. Aș vrea să vă gândiți puțin la Moise. Numeri 12, versetele 1-3, spune că Moise a fost acuzat de frații lui, a fost acuzat până și de Maria și de Aron, și când Moise era acuzat, Dumnezeu îi lua totdeauna apărare. Dar când poporul se răzvrătea pe Dumnezeu, atunci Moise devenea foarte mânios și se mânia. Dar era o mânie sfântă, era acel praotes ținut sub control. O să ziceți, cum era ținut sub control? S-a coborât de pe munte și the first one to break the laws a fost Moise, că le-a spart unde? În capul lor. Le-a dat cu ele în cap. A zis, mă, nenorociților, eu am stat în prezența Sfântului Dumnezeu și voi aici faceți parii și vă destrăbălați și sunteți niște neisprăviți. Și când a coborât la ei, le-a dat cu ele în cap. Le-a fărâmat de ei, nu știu. Chiar cum a făcut, dar a fost foarte mânios, a fost foarte supărat. Și Domnul a spus despre Moise că a fost cel mai blând om de pe pământ. Ia auzi. Praotes. Cum adică? Se poate. Iacob, capitolul 1:19-21. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe, primiți cu praotes, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. So, let's talk practic. Cum să facem lucrul ăsta? Cum să fim blânzi, în același timp să nu ne lăsăm călcați pe cap, în același timp să nu lăsăm să-și bate joc de noi, în același timp să nu înseamnă că ești bleg și nu-ți pasă și te poate bate oricine și te poate înjura oricine și te poate jigni oricine, că acum n-ai ce face, te-ai pocăit, trebuie să fii praus, trebuie să fii blând, trebuie să fii medicament care calmează, trebuie să fii briză de adiere și trebuie să fii sub control. Nu, trebuie să lași pe Duhul Sfânt să te controleze și să spună ce ai de făcut la momentul ăla. Și cum să răspunzi. Și I can tell you this much la momentul ăsta sau în seara asta, în lecția aceasta. Trebuie să fii foarte wise and to choose your fights, to choose your wars. Că nu toate războaiele merită purtate. Nu trebuie să te bagi în toate războaiele. Nu trebuie să... You don't have to be right all the time. You don't have to prove yourself all the time. You don't have to just win all the time.
First of all, trebuie să-ți alegi foarte bine războaiele în care intri. Se spune despre David că purta războaiele Domnului. Dacă nu ia Domnului războiul ăla, nici să nu intri. Și dacă intri, ține minte cine e capitanul, cine e stăpânul. Cine ține minte cine îți controlează puterea aceea. Nu te dezlănțui, nu-ți da drumul. Nu fii ca un animal sălbatic care se dezlănțuie. Și în același timp să crezi că ești și blând. Pentru că cel blând are totdeauna un spirit gata să asculte și să învețe. Este un om smerit. Și are chiar și puterea să recunoască atunci când a greșit. Înțelepciunea care vine de sus, spune Iacob 3:17, este întâi curată, apoi pașnică, blândă. Blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Observați-l, vă rog, pe David când scrie psalmul acesta 37, ce interesant pune el problema. Zice versetul 1, după aceea reia asta în versetul 7, reia în versetul 8 și versetul 11 merge exact la fericire, la partea a doua a fericirii. O să vedeți. Zice în versetul 1, nu te mânia pe cei răi. După aceea merge mai departe. Nu te mânia pe cei care izbutesc sau pe cel care izbutește în umbretele lui, versetul 8. Bine, merge mai puternic, mai apăsat și spune, zice, lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea aduce numai la rău. Astea erau versetele 7 și 8. Ca apoi în versetul 11 să vină să spună, dacă faci așa, dacă te porți așa, ține minte, cei blânzi moștenesc țara și au parte de pace. Versetul 11. Ce ziceți de 2 Timotei 2:24? Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare și să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. În zi poți să ai dreptate cu soția, cu soțul, cu copiii, cu frații, cu prietenii, poți să ai dreptate. Dar dacă nu ai blândețe, ai pierdut. Te dezlănțui ca o fiară sălbatică. Te dezlănțui ca un uragan. Medicamentul tău o trăvește. Le dai o doză letală, o doză mortală. Faci so much damage. Not even damage control can fix anything after you. Și mai este ceva, blândețea exterioară nu ajută la nimic. O, zice, așa pare un om blând, așa arată blând, așa. Te uiți la el, așa e de blând. Really? Până să faci de lucru cu el, don't worry. Yeah, exactly. Proverbul românesc despre mâță, despre ghearele ei. Prietenul de-al nostru, de un frate din Portland, fratele Cornel Danciu, avea un motan, cred că l-are și acum, îl cheamă Tommy. Și l-a dus la medic ca să-i scoată ghearele. Și când a venit bilul medical de la doctorul veterinar, știți cum scria pe bilul medical? Tommy Danciu. Tommy Danciu. It's not a joke. Dar Tom era cu minte că nu mai avea gheare. Domnul nu face așa cu noi. Domnul ne spune, lasă-mă să te controlez eu. Lasă-mă să te stăpânesc eu. Lasă-mă să vin cu Duhul Sfânt să te invadez eu. Ce credeți noastră când cineva auziți pe cineva, o zice, să fii călăuzit de Duhul Sfânt, să fii stăpânit de Duhul Sfânt, să fii condus de Duhul Sfânt, să se manifeste Duhul Sfânt prin tine. Ce credeți?
Ce aveți dumneavoastră în mintea noastră de baptiști, penticostali, carismatici, calviniști, cesaționiști, necesaționiști? Ce vă duce imaginația? Credeți că să fii călăuzit de Duhul Sfânt înseamnă să fii așa un fel de spooky? Să fii așa, să tremuri, să cazi, să... cade nu știu unde, într-un grup de rugăciune și a venit o soră la noi, zice, sunt niște fetițe acolo, cred că au epilepsie. Nu râdeți, please, I'm making it nice, but strong, see? Săracile, a spus, n-au epilepsie. Just... Ce înseamnă? Să fii condus de Duhul Sfânt. Înseamnă mintea ta să fie înnoită, să fie transformată, să fie schimbată. Înseamnă să gândești ca Hristos. Înseamnă să vorbești ca Hristos. Înseamnă să umbli ca Hristos. Nu înseamnă să fii avion și să te duci să faci de trei ori în conjurul adunării, că așa ți-a spus ție nu știu cine, și apoi să vii la amvon și să-l atingi pe pastor și să spui, pastor, now you can preach. No, it's not that. Trei texte vă propun și închem. Where is John? John is going to become my friend very soon. Să cântăm You Are My Hope. You are my... What are you doing there? I'm waiting for you to come in and come on. But from there you cannot... You don't hear... Yeah? Și ai un fotoliu în care stai, nu? Are you worshiping? I see. So hai să încheiem cu asta, dar vă dau aceste trei texte. Și dimineață și acum seara am încercat să vă dau ceva greu de digerat, Vasile, ceva greu de procesat. Și totuși am încercat cu dragoste, cu finețe cât m-am priceput. Dar cred că mă înțelegeți și aș vrea să mă înțelegeți. Romanii 8, 13 cu 14. Dacă prin Duhul... Ia ascultați ce tare este textul ăsta. Am trecut Iordan, acum suntem la semințe, gata, nu ne mai uităm pe pereți să cadă mana. Acum e alt meniu, da? Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, faptele firii pământești, veți trăi, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Vedeți ce înseamnă să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Nu înseamnă să fii ca o aitură, ca o răcitură, ca o piftie, adică. Și să faci tot felul de spectacole și de scene. Că așa e la unii și la alții. Nu. Înseamnă trupul tău, mintea ta să fie sub control. Și să nu mai păcătuiești. Și să nu mai trăiești în păcat. Și să ai gândul lui Hristos, de a fi ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Galaten 5, 16-25. Umblați cârmuiți de Duhul. Really. Și Pavel nu face, mergeți într-un picior. Stați lipiți de scaun, că așa e de mare puterea Duhului Sfânt, că nu vă puteți ridica de pe scaun. Really. No. No. Umblați cârmuiți de Duhul. Și astfel nu veți împlini poftele firii pământești. Dacă tăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Și ultima, care e cea mai tare, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.
Așa este omul blând. Omul a cărui minte, a cărui energie, a cărui trup, a cărui putere este ținută sub controlul Duhului Sfânt. Un om care are gândul lui Hristos, care are gândirea, care are mentalitate, care are vorbirea, care are comportarea lui Hristos, care are medicamentul acela care calmează, care are adierea aceea, boarea aceea care liniștește și care are puterea ținută sub control. Dar nu de noi, că noi nu o putem ține sub control. O, îți demonstrez eu că eu pot să mă abțin. Really? No, no, no. O punem sub controlul Lui. Amin? Ne ridicăm. Ne ridicăm înaintea Domnului. Din cântarea aceasta intrăm în rugăciune și încheiem și spunem Domnului: Doamne, am vrea să fim blânzi ca Tine. Când ne spui să facem confruntarea, să o facem ca Tine, în dragoste, în adevăr, să avem medicamentul acela, să avem boarea aceea, să avem trupul întreg ținut sub controlul Duhului Sfânt, să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt.